Hei, dragilor! Hei! Bine v-am găsit astăzi! Bine v-am găsit! E minunat astăzi, nu este așa? E o zi cu adevărat frumoasă. Indiferent de ce credem și de ce simțim, chiar este o zi tare frumoasă. Ok. Astăzi o să vorbim despre nevoia de control. Cum sună asta? Nu degeaba am ales tema asta, pentru că este o temă care ne preocupă cumva pe toți. Nevoia de control. Este bună sau rea? Păi, atâta timp cât nu este în exces, nevoia de control nu face decât să ne ajute. Pentru că, nu e așa, avem nevoie de foarte multe ori să controlăm lucrurile din jurul nostru. Știu că la un moment dat eram pe un vârf de munte, era absolut superb peisajul de jur împrejur și undeva se vedeau nori, așa ca o pătură pufoasă. Și dacă nu aș fi avut acest mod de a mă controla pe mine însă și dacă n-aș fi avut frica, pentru că de foarte multe ori oamenii spun că frica este nocivă, că nevoia de control este nocivă. Nu, nu este întotdeauna. Poate că m-aș fi aruncat pe acea pătură de nori. Da? Deci, trecând de glume, de lucrurile astea, a ne controla este foarte important câteodată. Iar frica face parte din viața noastră și are un rol foarte bine determinat. Ne face foarte bine că ne este frică de anumite lucruri. Altfel, am exagerat de multe ori. Problema se pune atunci când nevoia de control devine excesivă, când frica noastră este atât de mare încât ne controlează ea pe noi. Și o să vorbim puțin de lucrurile astea imediat. De unde vine nevoia de control? Practic, noi când încercăm să controlăm ceva în exteriorul nostru, nu facem decât să încercăm să compensăm acele lucruri pe care nu le putem controla în interior. Este foarte important să înțelegem asta. Pentru că altfel, oricât vom încerca să scăpăm de această nevoie de a controla tot, de frica care ne forțează să controlăm și care ne spune că dacă nu vom controla, vom suferi, nu vom reuși să o facem, până când nu vom reuși să ne oprim, să ne uităm în interiorul nostru. În spatele oricărei nevoi de control care este dusă obsesiv către ceva, se ascunde de fapt o traumă. Și de cele mai multe ori este o traumă încă din copilăria noastră. Problema este că atunci când suntem copii, noi nu putem să exprimăm adulților ceea ce noi simțim pe limbajul nostru, iar adulții nu sunt capabili să înțeleagă fricile și nevoile unui copil. Chiar dacă și ei au fost copii, acea perioadă a trecut de mult, a uitat ce simțeau în acel moment, a uitat cum vedeau lucrurile. Într-un punct de vedere este ok, evoluăm. Doar că acele lucruri care, atunci când eram mici, pentru adulți par neimportante, pentru noi, ca și copii, au fost adevărate drame și ne-au afectat pentru tot parcursul vieții. Haideți să vă dau un exemplu. De foarte multe ori, părinții pleacă de acasă, la servici sau unde au treabă, sau își lasă copiii la bunici și pleacă, atunci când copilul doarme. Sau atunci când copilul este preocupat de altceva. De ce? Dacă ar încerca să explice, uite, eu o să plec pentru că am treabă. Copilul începe să plângă, logic. Da, nu vreau să pleci, dar vreau să stai cu mine. Dar este firesc, copilul se simte nesigur permanent. Și crezând că îi facem mai mult bine, dispărem din viața lui. Realmente, pentru copil, așa se simte. Atunci când el doarme, când nu este prezent și din acel sentiment foarte puternic de insecuritate pe care copiii oricum îl au, apare și dispariția personajului, personajelor care îi dau măcar acea fărâmă de siguranță. Și atunci eu ca adult
voi avea în interiorul meu permanent acest program de abandon. Da? Așa se formează programul de abandon. Am și uitat toate acele momente. Am uitat ce simțeam ca și copil și nu știu de ce simt nevoia să știu exact unde sunt persoanele dragi mie, să știu exact ce fac acele persoane. Pentru că altfel s-ar putea să dispară și ele, la fel cum în copilăria noastră au dispărut părinții noștri. Copilul nu poate să înțeleagă că părintele îi dispare pentru o jumătate de oră, o jumătate de zi sau o săptămână. El nu are această capacitate de a privi în viitor încă. Și atunci, el trăind foarte mult în prezent, dispariția aceea este definitivă. Da? De aici apare nevoia de control. Din toate aceste lucruri pe care noi, în interiorul nostru, nu le-am rezolvat. Și atunci fugim cumva în exterior, încercăm să rezolvăm situațiile în exteriorul nostru, pentru că, de fapt, ne doare mult prea tare să rămânem cu noi și să ne ducem acolo în interiorul nostru. Hai să vă mai dau un exemplu. Să spunem că e cineva care are o tendință obsesivă de a face curat, de a face ordine, de a aranja lucrurile, de a spune acea tendință obsesivă în care nu pot, mă ridic din pat și mă duc să văd dacă totuși lucrurile sunt așezate bine. A mai rămas ceva nepus la punct, nu pot să plec de acasă până când casa nu este în stare perfectă, da? Prin nevoia mea de a face ordine permanent în exterior, de fapt, eu mi-ascund foarte puternic dezordinea din interiorul meu. Frica de a face ordine în emoțiile, în sentimentele mele, în trăirile mele. Și atunci, ca să nu fiu nevoit să mă uit în interiorul meu, mă duc în exterior. Încep să fac curat în exterior, încep să-i organizez pe alții, încep să fac ordine în viața altora, pentru că, de fapt, eu nu am curajul, nu am puterea să fac ordine în propria mea viață. Am văzut într-un postare de pe YouTube un lucru foarte, foarte fain, adică mi-a plăcut foarte mult cum a fost pusă problema și spunea că toate acele traume care nu sunt rezolvate, traumele din copilăria noastră, traumele transgeneraționale, să nu uităm că preluăm transgenerațional, traumele societății în care trăim, pe care noi încercăm să le ascundem atât de tare în interiorul nostru, de fapt sunt ca niște morți, ca niște morți vii, sunt ca niște fantome care ne vor bântui tot timpul, de-a lungul întregii vieți. Nu putem să scăpăm de ele. Putem să fugim? Da. Putem să ținem permanent lumina aprinsă? Ok, facem asta. Ne punem atenția în exterior. Dar cât timp vom putea să facem asta? Pentru că la un moment dat ne vom confrunta cu ele. Și încercarea noastră disperată de a fugi, începem să ne ducem din ce în ce mai mult cu atenția pe exterior. Începem să încercăm să controlăm din ce în ce mai mult în exterior, pentru că de fapt nu putem controla interiorul nostru. Încercăm să compensăm cumva această lipsă de control forțând controlul exterior. De asta, primul pas, atunci când simțim că exagerăm cu controlul, este să începem să ne punem întrebări. Să înțelegem ce anume din interiorul meu fuge, de ce este acolo, ce mă sperie atât de tare, încât simt nevoia să forțez controlul celor din jur. Ce traumă din mine încearcă să iasă la lumină și nu-mi dă voie să trăiesc cu adevărat. Pentru că această nevoie obsesivă de control, din păcate, nu ne duce la bucurie, la pace, la armonie, ci ne duce la anxietate din ce în ce mai puternică,
ne duce la obsesii care ne pot face foarte, foarte mult rău. Nu este o viață pe care să ne-o dorim. E foarte important să începem să ne punem aceste întrebări. De foarte multe ori începem să ne uităm la noi și să lucrăm cu noi atunci când suntem jos, jos de tot pe fundul apei. Pentru că auzim toate lucrurile astea și de foarte multe ori ne gândim că nu este vorba despre noi. No, eu nu am această nevoie de control. No, la mine este ok. Și sau să vă întreb, câți dintre voi aveți părinți și nu-i lăsați să-și trăiască viața așa cum vor ei? În sensul de, n-ai voie să mănânci aia, nu-ți face bine aia, trebuie să iei medicamentele alea, trebuie să faci asta. Asta e nevoie de control. Pentru că, de fapt, acea persoană este un adult capabil să ia decizii pentru el însuși și care are dreptul să-și trăiască viața așa cum vrea. Nevoia de control se manifestă în foarte multe moduri. Și este ok. Avem nevoie de control. Dacă eu decid astăzi să învăț o limbă străină, e important să controlez acest proces. Să știu că am nevoie să învăț nu știu câte cuvinte la zi, să-mi fac un plan. E tot un mod de a controla și asta este foarte bine. Dar când devine obsesiv, gândiți-vă de câte ori se întâmplă că atunci când un copil pleacă de acasă, dar vorbesc de un copil de 20 ceva, 30 de ani, nu știu, se căsătorește, se mută în altă parte, își face viața proprie. Și părinții, de cele mai multe ori mama, pentru că, de ce de cele mai multe ori mama? Pentru că pe parcursul vieții ei de până atunci, mama a avut un scop bine determinat. Și asta face legătura la ce o să vreau să spun mai departe. A avut un scop, a avut un țel. Copilul, acel copil dispare din viața ei, nu mai are țel, nu mai are scop. Și atunci mintea începe să facă tot felul de scenarii. Mai mult decât atât, se hrănea cu atenția copilului și acum are nevoie de atenția aceea în continuare. Și ce o să facă? O să sune. O dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori pe zi. O să se ducă cu mâncărică. O să-i trimită bani. O să întrebe dacă este bine. E tot o nevoie de control. De fapt, ce faci în acel moment este eu nu mă simt ok, eu singură cu mine. Mi-este frică că nu mă iubește nimeni. Mi-este frică că nu sunt suficient de bună pentru nimic. Și este foarte important să înțelegeți că noi oamenii avem nevoie permanent de un proiect. Eu așa îi spun. Noi oamenii avem nevoie să ne folosim mintea, energia spre a crea ceva și asta în mod permanent. Când nu facem asta, mintea noastră își găsește de lucru. Și de cele mai multe ori își găsește de lucru cu ce? Cu ce este la îndemână? Ce este la îndemână în jurul nostru? Frica. Ea este permanent, peste tot în jurul nostru. Uitați-vă pe stradă, uitați-vă la televizor, nici nu-i nevoie să spunem. Și atunci începe să, ce? Să-și facă scenarii din frică. Începe să lucreze pe frică. Și începe să-și creeze lucruri pe care vrea să le controleze. Da? Deci una dintre cele mai bune metode de a scăpa de această nevoie de control este să ne facem proiecte. Să începem să folosim această energie a minții pentru altceva. Întotdeauna spun că nu există o singură metodă de a rezolva un lucru. E foarte bine ca ele să meargă în paralel. E foarte bine să înțelegeți de unde vine această nevoie de control. Ce i-a dat naștere. Și aici lucrul cu copilul interior este fabulos. Pentru că acolo rămân toate traumele noastre. Este o metodă foarte bună de a înțelege ce s-a întâmplat în trecut și te influențează încă. Introspecția personală. Întrebările de genul ce mă sperie în acest moment de fapt, de ce mi este de fapt frică, ce anume din mine mă face să am acest comportament,
și a cui voce este acum, pentru că o să vedeți că de multe ori este vocea mamei, vocea celui de la televizor, vocea... nu neapărat voi aveți acea frică, respectiv acea nevoie de control. Sunt acele lucruri care au fost induse din exterior, care au apăsat pe ceva din interiorul nostru și au făcut să crească această frică, respectiv această nevoie de control. Meditația este iarăși un instrument fabulos în care reușim să facem liniște în interiorul nostru. Întrebarea, ce aș face dacă nu aș controla asta? Respectiv, ce aș putea, ce mi-ar rămâne de făcut dacă nu m-aș interesa de cum își iau medicamentele părinții mei? Ce mi-ar rămâne de făcut dacă nu aș face atâtea ordine? Ce mi-ar rămâne, de ce? Pentru că, de fapt, ne rămâne acel spațiu gol în care suntem obligați să ne uităm în interiorul nostru. Da? Și, evident, în momentele în care simțiți că este destul de dificil, să cereți și ajutorul unei persoane. Unui om care vă poate ajuta, vă poate ghida măcar pentru o perioadă de drum, să înțelegeți ce este acolo, să înțelegeți ce aveți de rezolvat, pentru că oricum vindecarea o faceți doar voi. Asta a fost ceea ce am vrut să vă spun astăzi. Nevoia de control este bună atâta timp cât nu este exagerată. Toți avem această nevoie de control într-o mai mică sau mai mare măsură în interiorul nostru. Uitați-vă la voi cu atenție și începeți să lucrați cu voi. Ideea este că putem să lucrăm atunci când ne-am scufundat un metru, putem să lucrăm atunci când ne-am scufundat 10 metri sau putem să lucrăm când suntem jos de tot, pe fundul lacului, cum spun eu. Și încă un lucru foarte important, pentru sănătatea psihică, emoțională, aveți întotdeauna proiecte. Faceți lucruri noi. Proiectați-vă lucruri noi. Doriți lucruri noi pentru voi. Pentru că în felul ăsta vă veți pune atenția și energia pe aceste lucruri. Minții, dacă nu-i dați de lucru, își va face ea. Vă îmbrățișez cu toată dragostea, să aveți o zi minunată și ne vedem săptămâna viitoare. Dacă aveți întrebări, dacă aveți subiecte de data care să discutăm, m-ar bucura tare mult să scrieți, să-mi spuneți. Zi frumoasă tuturor! Vă îmbrățișez!